Misiunea specifică a Departamentului Școlii de Sabat a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea este aceea de a distribui studii biblice potrivite pentru toate categoriile de vârstă, începând de la copii, adolescenți și majori. Școala de Sabat are cel puțin trei scopuri principale: studierea Scripturii, părtășie și activități misionare. Studiul Scripturii se face într-un mod sistematic, unde există un sistem de instruire pentru instructorii școlii de sabat. Aceștia adresând întrebări în cadrul școlilor de sabat, iar participanții, mici sau mari, oferind răspunsuri în urma studiului personal. Părtășia. Școala de sabat oferă momente de părtășie. Aceștia își pot exprima bucuriile sau încercările vieții. De asemenea, este un timp de dialog și de revedere. Nu suntem egoiști în a păstra doar pentru noi informațiile aflate din Sfânta Scriptură. Oferim transmisii live ale școlii de sabat, oferim cărți, dar și informații sau sfaturi practice în cursul săptămânii. De asemenea, pentru a stimula dărnicia, săptămânal se face o colectă a școlii de sabat pentru a ajuta diferite proiecte de binefacere și de dezvoltare din întreaga lume. Dacă sunteți interesați de programul școlii de sabat, vă invităm ca în fiecare zi de sabat să fiți alături de noi, începând cu ora 9:30. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Dragi prieteni, suntem din nou la o nouă ocazie de studiu biblic din Evanghelia după Marcu și vom descoperi lucruri noi, lucruri frumoase, chiar din primul capitol al acestei Evanghelii. Întrucât Evanghelia după Marcu ne vorbește foarte mult despre viața și lucrarea Domnului Hristos și astăzi vom face o incursiune, o călătorie, să zic așa, în activitatea Domnului Hristos, să vedem ce se întâmpla într-o zi extinsă, în lucrarea și activitatea Domnului Hristos, în lucrarea sa publică. Însă lucrul acesta îl vom face împreună cu invitații noștri, care îi avem astăzi, și aș vrea să spun un bun venit fratelui Gheorghe Marin, un bun venit fratelui pastor Ionel Mardare și un bun venit fratelui Iulian Condrache. Dragii mei, vorbim despre lucrarea publică a Domnului Hristos și, în special, lucrarea din zona Galileea. Dar avem mai multe evenimente descrise în capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, începând de la versetul 16. Și chiar așa începe acest verset, spune: pe când străbătea zona aceasta a Galileei, Iisus face ceva. Însă, în toată această Evanghelie găsim lucrarea Domnului Hristos care se desfășoară pe un anumit timp, un anumit fundal. Dacă ați putea sublinia aici, de ce apare ideea aceasta pe când? Sau în altă, tot în zona aceasta, îndată, imediat. De ce apare, sau de ce sublinează Marcul problema aceasta? Pentru că în alte evanghelii apar alte gânduri sau alte idei legate de activitatea Domnului Hristos. Însă Marcul sublinează ideea aceasta îndată, imediat, pe când. De ce surprinde el aspectul acesta al timpului, al acțiunii îndată? Nu lasă lucrurile așa calm, lejer, ci îndată. Ce sugerează imaginea aceasta? Adică chiar în activitatea Domnului Hristos e nevoie să fii prompt, să fii așa, sau lași lucrurile la... E interesant de subliniat chiar de la început aspectul acesta, pentru că vă vedeam fiecare din evenimente, apare și ideea aceasta. Poftiți dacă... Adică... În marea luptă dintre bine și rău, nu există timp mort sau timp în care nepăsarea să-ți hrănească sufletul. Însăși Mântuitorul Iisus Hristos, când e descris cu expresiile cele două îndată și imediat, arată responsabilitatea pe care o avea față de lucrarea Lui. Foarte bine. Și față de sufletele care urmau să fie contactate și urmau să fie îndreptate spre lumina mântuirii.
Asta înseamnă că lucrarea aceasta de propovăduire, lucrarea aceasta de a afla calea mântuirii, de a cunoaște planul lui Dumnezeu, de a cunoaște faptul că fiecare om este inclus în planul lui Dumnezeu prin salvare, în Iisus Hristos, este o lucrare urgentă. Oamenii astăzi trec cu vederea această lucrare. Nu sunt responsabili personal de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și lasă să curgă lucrurile fără să fie interes față de sufletul lor, față de mântuirea lor, față de caracterul lor. Așa. Ei, Marcu subliniază prin cele două expresii, pe când altă expresie îndată și imediat, arătând urgența, pe de o parte responsabilitatea lui Iisus, pe de altă parte responsabilitatea pe care o avea față de sufletele care trebuiau să cunoască adevărul. Iar pentru noi, lucrarea mântuirii este o lucrare care trebuie rezolvată cu urgență. La timp. La timp. Foarte bine, mulțumesc. Poate, Gheorghiță, dacă ați mai... Da. E foarte important ceea ce spune Domnul Hristos aici, îndată sau imediat. Așa cum s-a subliniat, foarte bine s-a subliniat importanța acestei lucrări. Domnul Hristos fiind Domnul, da, cunoștea timpul și vremurile. Exact. Și știa că e un timp foarte scurt. Și de ce nu lasă lucrarea aceasta să meargă lălăind așa? Ci imediat, știind că omul are nevoie imediat de mântuire, de salvare. Și de aceea el intervine la timpul potrivit. Și în studiul acesta vedem noi că vom învăța o zi din viața Domnului Iisus Hristos. Ce face Domnul Hristos pentru acești oameni? Imediat. Nu lasă lucrurile, lasă că fac mâine. Da. Ce poți în concepția lor putea așa, cam așa era lucru. Lasă că vin mâine la Hristos. Cum e și astăzi de multe ori. De aceea Domnul Hristos, văzând nevoia omului, pe unii trece și ce are de întâmpinat, Domnul Hristos spune, acum este nevoie. Așa este. Acum este momentul. Acum trebuie intervenit. Mulțumesc. Dacă privim în capitolul 1, așa cum spuneam, de la versetul 16, avem de a face cu un prim eveniment. Un prim eveniment care este descris și în versetul cheie al acestui studiu, versetul de memorat, în care Mântuitorul spune așa, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Deci primul eveniment pe care îl găsim aici în Luca, capitolul 1, deci până la versetul 16. Și anume, pe cine cheamă Domnul Hristos? Face el discriminări între oameni, pe unii cheamă, pe alții nu, veniți după mine. Cine spune Evanghelistul Marcu? Către cine se adresează această invitație? Și de ce? Dacă e să vedem ceea ce ne spune Scriptura, Domnul Iisus Hristos face o chemare și am putea spune câtorva oameni sau perechi de frați este amintit aici, mai exact unor pescari, aș putea spune, într-un anumit context. Și unii din ei spune că cărpeau mrejele, pe alții spune că se găseau pe o barcă sau pe o... Asta arătând, aș putea spune, statutul poate lor financiar sau puterea lor, ca și cum ar veni statutul, exact cum aminteam, financiar. Și lucrul acesta vedem că Domnul Iisus Hristos, el nu diferențiază, adică nu face diferența, adică, doar pe cei avuți îi cheamă sau doar pe cei săraci. El, din contra, chemarea aceasta o face tuturor. Cu ce scop? Dacă ne uităm la... Așa. Nu contează. Are un scop Mântuitorul, pentru că cum vorbeam, lucrarea lui pe pământ a avut un timp limitat și, de asemenea, acest eveniment de a chema oameni, iarăși a avut un plan, un scop când a chemat, pentru că se încadra într-un anumit timp. De ce? E chemat să vină după el. Pentru că spune unul din versete, Dumnezeu are un plan, un scop și care e valabil și astăzi. Poftiți! Scopul Domnului Iisus Hristos de a chema pe acești oameni la el, și aici invitația nu era numai pentru cei doi sau patru cât i-au fost chemați la ocazia aceasta, pentru toată lumea este invitația aceasta. Dar aici era în mod spre pentru aceștia. De ce îi cheamă Domnul Hristos? Așa cum am spus și anterior, Domnul Hristos are nevoie să lăsă ucenici în urma lui ca lucrarea aceasta să meargă mai departe. Evanghelia trebuie să fie vestită, sigur că da, tuturor. De aceea Domnul Hristos cheamă oameni și aici vedem la chemarea aceasta, cum poți să lași tu anumite lucruri și să vii imediat după el. Și aici putem spune imediat. Păi tocmai spune că îndată i-au lăsat mrejile, da? Și l-au urmat. Da. Au lăsat, da, totul la o parte și l-au urmat pe Domnul Hristos. Cum poate un om să lese totul de o parte? Și aici pot să vă spun din experiența mea de 4 ani de zile. Când cauți oameni, te întreabă, dar ce?
Dar ce-mi iese? Da, nu întrebăm și noi de multe ori? Ce-mi iese de la afacerea asta? Ei, aici văd că oamenii aceștia nu întreabă nimic. Așa ni se redă. Da. Dar totuși cunoșteau ceva despre el. Oamenii aceștia erau ucenicii lui Ioan. Așa. Ioan pregătise calea Domnului Iisus Hristos. Corect. Da? Și atunci ei când au venit invitația și din partea Domnului Iisus Hristos, au lăsat totul deoparte și l-au urmat. Deci am putea spune că este o decizie în cunoștință de cauză. Poate mandare ce... Aș vrea să subliniez un lucru. Când Mântuitorul i-a abordat pe acești oameni, diferite categorii, nu s-a prezentat cine este. Așa. Doi, nu și-a prezentat identitatea, ce platformă program are, ce urmărește și care este scopul. Nu s-a prezentat. Și a spus, veniți după mine. Iar această invitație are și conotație profetică. De ce? Pentru că expresia grecească folosită, veți fi pescari de oameni, are sensul de veți deveni în urma unui proces exact. Pescar de oameni. Cu alte cuvinte, Mântuitorul, așa cum s-a subliniat, avea în vedere un scop, și anume, planul de mântuire, care a plecat de la particular, a ajuns la universal, la un popor și apoi mondial. Reprezenta tocmai acest interes, și anume faptul că ei urmau să cutremure lumea cu ceea ce a făcut Hristos pentru neamul omenesc. Așa este. Îmi place că Marcu menționează că oamenii aceștia nu erau niște trândavi, niște leneși și poate tot nu avem ce face, hai să vedem ce iese de aici. Nu, ci erau oameni care activ și chiar se menționează de către Marcu că tatăl lui Zebedei avea și slujitori, adică avea, probabil că în termenii noștri moderni erau antreprenori, adică ceva care... Ei, să lași, cum spuneați, o asemenea ofertă care se vede pentru ceva care încă nu este clar în ce zonă, în ce direcție mergem, totuși a fost un act de credință și un act de curaj. Adică invitația aceasta de a fi urmașul lui Hristos este o invitație... Și aș vrea totuși să sublinez un alt aspect. Ei nu s-au aruncat cu o credință care nu avea o bază reală. Erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Iar Ioan Botezătorul fusese cel care, după cum spunea profetul Isaia, pregătise ce? Calea, așa calea Domnului. În momentul când s-a întâmplat botezul, recunoașterea lui Ioan, și apoi după aceea, după ce au văzut toate celelalte lucruri, dar înainte de a vedea lucrurile în mod clar, vindecarea, cum predică în sinagogă și așa mai departe, ei și-au dat seama că este cel trimis, este unsul. Când privim în urmă acum la acești ucenici, ca o lecție practică pentru noi, se merită să-L urmezi pe Hristos sau nu? Dacă e să luăm practic, cu siguranță se merită să-L urmezi pe Hristos, că dacă stăm așa și ne gândim cam care ar fi scopul nostru pe acest pământ, dacă noi ca și oameni ne-am alege scopuri, dau un exemplu, exact cum erau aici, nu știu, antreprenori, pescari, diferite... Cam care ar fi avantajele noastre? Poate la un moment dat, pe pământul acesta, fiecare vom avea avantaje. Și cu siguranță vom. Dar când ne gândim dincolo, vom vedea că, de fapt, toate acestea pălesc. Așa este. Dacă mai plângând și să mergem mai departe de la acest eveniment, veniți după mine, invitația aceasta cred că este valabilă și în 2024 pentru orice om, indiferent de statutul lui social sau de ocupația lui, cum se sublinea, este o ofertă mult mai înaltă și anume aceea de a fi mântuit, salvat și în același timp să fim martori lui Hristos. Dacă... Deci foarte bine analizat bărbații ăștia caracterul lor, celor care l-a invitat. Eu nu cred că te duci așa de la prima vedere, te duci după cineva, îți spune și îți faci invitația aceasta, vină după mine. Păi nu face o analiză exact. Concretă și clară. Păi cine e omul ăsta? Ce vrea de la mine? Ce vrea să facă cu noi? Urma lui. Noi ce facem? Vreau și familie, probabil. În contextul care era la data aceea, pe timpul Domnului Iisus Hristos, cum erau priviți creștinii, cum erau, da? Ei, acești bărbați analizează foarte bine. Și mai mult de atât, cum mă și repet acum, învățase de la Ioan. Și le-a fost mai ușor lor acum și invitația nu o face către unii săraci, cum spuneam noi, sau care n-au ce face și găsește pe drum și ai după mine. Ci nu, invitația o face și bogaților, și săracilor, și tuturor. Asta este invitația Domnului Hristos. Domnul Hristos nu vrea să mântuiască numai săraci. Așa este. Sau mai șchiop, bolnav și nu știu de care. Nu. Invitația este făcută către toți. Așa este. Lucrarea lui și activitatea lui este adresată oricărui. Un alt aspect este important. El, ucenicii,
sau cel puțin primii ucenici, nu-i cheamă din mediul religios. Da? Da. De la ocupațiilor obișnuite de vieți. De ce? Cu ce era ambibat mediul religios? La tot felul de teorii, speculații și prejudecăți. Prejudecăți, așa este. Care nu puteau fi abordate imediat, pentru că știm că Mântuitorul 3 ani și jumătate le-a abordat, dar nu au primit. De asta e o lecție. Prejudecățile sau mediul unde sunt foarte multe prejudecăți trebuie abordat cu multă înțelepciune și nu imediat. Așa este. Mulțumesc. Următorul eveniment raportat de către Marcu, spune Mântuitorul s-a dus la Capernaum, da? Și era o zi de sabat. Interesant cum spune unul din versete și spune versetul 22. Și vreau să-l citesc, spune: oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii. Mi-a tras atenția aspectul acesta, adică și cărturarii învățau, dar Domnul Iisus învăța diferit, ca unul care avea putere. Ce-o fi vrând Marcu să spună aici? Ce avea Domnul Hristos și n-aveau cărturarii? Deci Domnul Hristos avea priza aceea la oameni, le vorbea din inimă, din suflet. Duhul Dumnezeu era acela care lucra la mintea oamenilor. Oamenii când vorbeau, vorbeau de la sine. Acum, nu știu ce învăța. Învăța tot despre Domnul Hristos? Învăța altceva? Dar când vine Domnul Hristos, îi atinge la suflet și la inimă. Deci e un lucru important. Vedeți că și la noi când vine cineva și îți prezintă un cuvânt, băi, ce m-a atins la inimă astăzi. Da, mulțumesc. Un aspect. Alt aspect. Ce ați sesizat? Învăța cu putere. Vreau să abordăm puțin ideea aceasta. Ce mi-a atras mai atenția, bănuiesc că și viața trăită a Domnului Hristos le-au atras atenția. Adică una spui și alta faci. E un contrast. Este, așa e. Contrast, un foarte mare contrast. Dar când spui ceea ce faci, câștigă, acaparează. Și mă gândesc că lucrul acesta i-a închegat, aș putea spune, pe ascultători. Și au avut mult de învățat din lucrul acesta. Mulțumesc. Frate pastor, cum vă? Adevărul dat de Dumnezeu poporului ales, care era mereu, mereu amintit prin scripturile Vechiului Testament la data aceea, fusese denaturat. Își realizase un tablou a venirii lui Mesia cu totul deosebit față de cum spunea Isaia. Glasul lui ne va striga pe ulițe, om al durerii, obișnuit cu suferința, îți întorceai fața de la el. Ei denaturaseră tot lucrul acesta, tot tabloul acesta și tradiția luase locul cuvântului lui Dumnezeu. Exact. Un alt aspect este că el a venit să simplifice religia sau, dacă vreți, credința omului, pentru că ei o împovăraseră. Și noi trebuie să știm un lucru. Întotdeauna, când începem să practicăm credința de la ceea ce spune omul și nu de la ceea ce spune Dumnezeu, lucrurile se complică. Se complică tare, da. Foarte mult se complică. El a venit simplu și a spus exact lucrurilor pe nume și mai mult decât atât, e zicala aia. Zice, ceea ce ești sună în urechile mele mai mult și mai bine și mai clar decât ceea ce spui. Așa este. Iisus acesta era. Îmi place un gând pe care l-am descoperit și spune, Iisus transmitea convingeri legate de împărăția lui Dumnezeu, de realitatea acestei împărății, pe când cărturarii și farisei, cu așa cum spuneați, vorbeau din tradiții și puneau sarcini grele pe oamenilor și ocaziile publice de închinare, chiar din sabat, era o povară, să faci, să nu faci, cu tare, pe când Mântuitorul le arăta clar certitudine cu privire la împărăția lui Dumnezeu și cât de simplu este. Un scriitor creștin spune așa, că Iisus când a venit, era la data aceea o religie care nu mai mulțumea inimii. Așa este. Oamenii căutaseră tot felul de subterfugi. Și deși era poporul ales, religia denaturase atât de mult în formal și în tradiții, încât Dumnezeu nu mai avea loc. Da. Și nu mai mulțumea inima. Și Iisus când a venit, atât de convingător ca fiul al lui Dumnezeu, atât de practic, atât de simplu, să ridici și să dea speranță, să nu facă discriminare, să nu fie selectiv, lucrurile s-au schimbat. Oamenii au spus, cu adevărat acesta da. E cu totul alt. Mulțumesc foarte mult. Mai e un aspect aici, anume că în sinagogă, la închinare, spune Marcu, că era și un om posedat sau stăpânit de un duh rău. Și omul acesta, mișcat de ceea ce spunea Domnul Hristos, are avut o anumită reacție. Ce ne spune Evanghelistul că s-a întâmplat cu omul acesta și cum a reacționat el la auzirea mesajului prezentat de Domnul Hristos? E interesant și vreau să punctăm și aici câteva gânduri. Cum reacționează omul acesta posedat?
Vedeți că la închinare nu vin numai oamenii care caută, într-adevăr, mântuirea și salvarea, ci vin tot felul de oameni. Și aici vedem cu această ocazie că vine cineva, dar spune în mod despre, e trimis de cineva acolo. Da? Și la auzirea cuvintelor Domnului Iisus, la învățătura Domnului Iisus Hristos, începe să vorbească. Deci Duhul cel rău nu îl lasă să stea liniștit acolo, ci începe să vorbească. Și pune câteva întrebări, da? Și îl cunoaște pe cel care prezintă. De unde îl cunoștea că nu s-a întâlnit? Interesant. Nu? Te știm cine ești sau te știu cine ești. Știi Sfântul lui Dumnezeu. Deci celălalt care venea la închinare nu cunoștea cine este și vine unul care era depozitat de un demon și îl cunoaște pe Domnul Hristos. E foarte interesant lucrul acesta. Cum reacționează Domnul Hristos? De ce spune bravo, mulțumesc? Mântuitorul are o anumită reacție care chiar ne uimește pe noi. Ce spune Mântuitorul? În primul rând vreau să amintesc faptul că aici ne dăm seama că de fapt este o luptă. Așa? Lupta aceasta, vedem că s-a dat și mai înainte, Satana n-a câștigat și vorbesc acolo de ispitirea Domnului Hristos. Și acum, văzând că predică cu așa putere, adică văzând că are atâta priză, aș putea spune, trebuie încurcat iițile. Așa. Trebuie încurcat iițile. Ce facem? Trimitem pe cineva acolo. Și la aspectul acesta vedem că apare acest demonizat. Acum vedem că și el la rândul lui, el cunoaște pe Domnul Hristos, îi spune cine este și la întrebarea dumneavoastră că care este scopul, aș putea spune, de ce face lucrul acesta. Ei, vedem că în momentul acela Domnul Hristos, știm că dacă în contextul de atunci, cum era politic vorbind, nu era ceva, cum spun eu, ceva plauzibil, aș putea spune. Era ceva mai secret lucrarea aceasta a Domnului Hristos. Și, ei, din contra, acest demon vrea să scoată în evidență faptul acesta. Poftiți! Deci, aici se sublinează și realitatea marii lupte. Pentru că în mediul religios sau la sinagogă sau la templu sau un loc unde se cheamă Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, oamenii erau obișnuiți că doar lucrurile sfinte sunt. Asta arată marea luptă dintre bine și rău. Un alt aspect este că el a fost clar în privința demonului și demonii l-au recunoscut. A fost clar, n-a făcut atât de multe lucruri cât făceau exorciștii iudei. Pentru că ei, din tradiția lor, inventase tot felul de lucruri și acțiuni și chinuiau oameni. Da, da, da. Și la un moment dat nu se întâmpla nimic. De data aceasta, Mântuitorul vine cu autoritate divină, nu spune multe cuvinte, nu face nu știu ce acțiuni, ci spune taci și ieși. Și asta a fost suficient pentru ei să înțeleagă că autoritatea cu care vine Iisus Hristos este autoritatea divină și este într-adevăr cel pe care Dumnezeu l-a trimis. Cred că nu erau pregătiți să înțeleagă pe adevăratul Mesia. Adică concepția populară la Mesia și falși Mesia care agitau pe cetățenii iudei contra romanilor, terenul nu era pregătit și Mântuitorul se ferea să fie unul dintre aceștia, unul de acesta fals. Ci urma ca timpul să dovedească cine era el prin caracterul său, prin lucrările pe care le face, să înțeleagă scopul pentru care venise. Și cred că aici Mântuitorul a spus, nu-i momentul. Chiar dacă a spus un adevăr că e Sfântul lui Dumnezeu, dar nu-i momentul să faci locul acesta. Dacă mai amintim și mergem mai departe. Mai un amănunt aici, așa cum cred că s-a amintit un pic, Domnul Hristos nu îi spune, trebuie să mai vii de nu știu câte ori, trebuie să mai discutăm, exact, ce da. Lucruri trebuie să-ți dau ca să faci. Asta, nu, Domnul Hristos intervine prompt și imediat atunci, imediat, așa cum am învățat de la început, cu omul acesta. Și îi spune clar, te rog să ieși afară din omul acesta, demonului. Și în clipa aceea spune că ești omul. Nu trebuie să faci nu știu ce lucruri ca să fie eliberat. Ci dacă vii la Hristos, Hristos are soluția pentru oricine. Și de aceea aici e un lucru important și cred că oamenii aceia când erau la închinare îți spune că au rămas surprinși de lucrul acesta, că nu mai văzut așa ceva. Spune, el vorbea cu autoritate, spune ca un stăpân și demonii îl ascultă. Deci ei au înțeles ceva, dar nu erau încă pregătiți. Bun, continuăm mai departe. Deci, după ocazia de la biserică, de la sinagogă, Mântuitorul spune împreună cu cei patru ucenici, sau poate înainte, dacă vreți, n-aș mai vrea să trec peste momentul. Da, spune exact. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Într-o zi de sabat. Într-o zi de sabat. Sinagogă. La sinagogă, la închinare. Unii oameni au fost impresionați. Și eu acum spun
că e important să acceptăm o invitație atunci când cineva ne face la un serviciu religios, la o biserică, da? Foarte la un important. Locaș sfânt. E important, pentru că acolo inima poate fi impresionată. Poți întoarce spatele și poate pierzi ocazia. Așa este. Adică să nu fim reticenți față de chemarea pe care ne-o face cineva să mergem la un serviciu religios. Exact cum a spus Mântuitorul. Veniți după mine, vino și vezi în altă evanghelie, da? Să te convingi ce se întâmplă acolo. Așa este. Chemarea ucenicilor și celorlalți nu le-a spus vino după mine sâmbătă. Nu, anume. Nu, veniți după mine. Și voi face pescar de oameni. Eu vă voi învăța ce să faceți și cum să faceți. Așa este. Mulțumesc. Nu te cheamă la o zi anume. Da. Vreau să merg mai departe și să vedem ce se întâmplă după ocazia de la sinagogă. Spune Mântuitorul merge cu ucenicii la casa lui Petru. Interesant, tot în zi de sabat, la casa lui Petru. Și acolo, spune, îi se aduce la cunoștință ceva legat de soacra lui Petru sau mama soției lui Petru. Și Mântuitorul face ceva în sabat față de această femeie. Ce spune Evanghelistul Marco că face sau cum procedează Domnul Hristos la vindecarea acestei femei într-o zi de sabat? Interesant cum formulează Marco și chiar este ceva de demn de subliniat aici. Poftiți! Da, Marco sublinează un lucru esențial aici. Vede acțiunea Domnului Iisus Hristos. Spune că se duce, o ia de mână așa? Și o ridică. Nu face nimic? Nu face altceva. Alte gesturi, alte incantații? Nu. Deci foarte simplu. O atingere poate să facă așa mult? O atingere? În Sfânta Scriptură vedem că poate face o atingere. A Mântuitorului către oameni. Către oameni. Mai găsim exemple, așa este. Da. Dar și apostolii, zice, trecea umbra peste ei și adică sunt momente în lucrarea celor care îl acceptă pe Iisus Hristos care au asemenea, dacă vreți, acțiuni. Nu tot timpul este adevărat, la vreme potrivită, vindecarea cea mai importantă este vindecarea sufletului, dar și vindecarea fizică. Iisus a venit ca mare medic să aibă nevoie, să împlinească nevoile sociale, emoționale, spirituale. De ce au rămas ei totuși surprinși de ceea ce a făcut Domnul Hristos în dreptul soacrei lui Petru? Chiar în zi de sabat. Pentru că ei pusese niște poveri grele asupra oamenilor, când sabat nu poți să faci absolut nimic. Nici chiar cu viața unui om, cu viața unui animal sau cu altceva. Deci tu trebuie să te atingi de așa ceva. Ei, Domnul Hristos vrea să scoată din rutina lucrul acesta și să aducă în mintea oamenilor că e mai important viața decât alte lucruri și poveri. Da, extraordinar, mulțumesc. Vreau să mai privim un aspect, chiar dacă femeia aceasta era bolnavă, spune, de friguri mari, sau în contextul nostru modern, malare, să zicem așa, cam aceasta era boala, totuși, spune, după ce a fost vindecată, spune că ea le-a slujit. Că vedeți o legătură între vindecare și slujire? Adică un om care nu-i vindecat și un om care-i vindecat la slujire, e vreo legătură? Adrian, cum vedeți? Adevărul este că atunci când cineva îți te vindecă, așa, îți oferă un ajutor, îi rămâi recunoscător, nu? Da, un gest de slujire, exact, este un act de recunoștință. Exact, rămâi recunoscător. Ei, da. Dar vedem în momentul de față că această femeie slujește, adică dorește să recompenseze, aș putea spune într-un fel, cu toate că nu poate, n-are cum, dar rămâne marcată de situația aceasta și dorește să-i mulțumească, aș putea spune. Noi știm că după o perioadă de suferință, omul trebuie să trece printr-o perioadă de refacere, recuperare. Uite că la ea, imediat, cum vă explica aici, treaba aceasta? Aici, într-adevăr, vedem puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, când vindecă. Frate, salvat pentru a salva. Da. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și întorc spatele, rămân în egoismul păcatului și a slujirii lor înșiși. Privesc doar la ei, nu și în jur. Pe când Mântuitorul spune, eu am venit ca oile să aibă viață, să o aibă din belșug, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, Fiul omului a venit să slujească, nu? Da. Pe cel care este pierdut, să-l caute. Ei, cel care îl primește pe Hristos în viața lui și vede beneficiile acestei binecuvântări, nu poate să tacă. Pentru că dă de gustul și dulceața împărăției și a slujirii. Și atunci slujește. La fel ca maestru. Care este, de fapt, și un
un dar pe care îl dai înaintea lui Dumnezeu, adică întreaga ta ființă, dai din timpul tău, din finanțele tale, din tot ce este afectivitatea ta, pentru ca să-l faci fericit pe celălalt, adică să-l ajuți pe celălalt. Asta înseamnă slujire. Mulțumesc! E un act de recunoștință, dar în același timp, mai raportează Marco aici, că vestea aceasta s-a dus în toată cetatea. Și culmea spune raportul Scripturii că după Asfințitul Soarelui, o grămadă de oameni. Și Mântuitorul, ce vedeți la Mântuitorul aici? Ce calitate descoperiți în caracterul Mântuitorului în a aborda pe oamenii aceștia care au zis, măi, cine știe mie dacă mai este aici? Să folosim momentul. Ce vedeți la Mântuitorul aici? Deci, milă, compasiune față de cei din jurul lui și totodată vedea suferința și durerea din viața lor și Domnul Hristos nu vrea să-i lese așa. Nu îi spune, vezi că după sabat, o să ne întâlnim după sabat. Cu toate concepțiile lor, de asta au venit după sabat mulți. Spune că au venit după apusul soarelui la Domnul Hristos pentru lucrul acesta, că au auzit că face minuni, da? Și vindecă și ei mulți au venit după sabat. Și cum spuneați, că e posibil să nu-l mai prindem cu a doua ocazie. E un lucru important și aici. Atunci când auzi chemarea, vină atunci. Când mâine nu știe dacă se mai adresează chemarea aceea. Dar vreau să scot un lucru foarte important în evidență. Poftiți. La minunea făcută, sau la vindecarea soacrii lui Petru. Spune că imediat a început să slujească. Când tu vii la Hristos, imediat trebuie să intri în slujire. Nu trebuie să amâni să prezinți Evanghelia și altora. Deci atunci când Domnul Hristos te-a vindecat pe tine, te-a câștigat ca ucenic al lui, tu trebuie să mergi mai departe. Să faci tu la rândul tău alți ucenici. Da. Slujirea este un act de recunoștință a omului vindecat. Și spune cu bucurie slujea. Păi sigur că da. Frate, nu a făcut-o din da, nu, nu. Corect. Episodul acesta apare un aspect foarte important. Cu alte cuvinte, Mântuitorul ne demonstrează și ne spune nu trebuie să amestecăm lucrurile legate de sfințirea sabatului. Exact. Și anume, sunt lucruri care nu pot fi amânate. Viața omului, cum soacra lui Petru, care s-a văzut cum tremura și convulsii. Și sunt și lucruri care pot fi amânate chiar în privința sănătății omului. Și ele trebuie rezolvate așa cum ne-a învățat Domnul după ce trece timpul acesta sfânt al sabatului. Da. Deci, Scriptura nu ne lasă în necunoștință. Exact. Orice aspect îl tratează. Mulțumesc foarte mult. După episodul acesta, spune Marcu, și undeva spune, s-a întins până noaptea târziu. Mântuitorul a avut un timp mai scurt de odihnă. Dar e important de la versetul 35, spune că a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, când Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus în loc pustiu și se ruga acolo. El, Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de rugăciune, de comuniune cu Tatăl. Nu era El Dumnezeu adevărat? Bum. Ce găsea El în comuniunea cu Tatăl? Că ce exemplu ne oferă nouă episodul acesta al rugăciunii Mântuitorului? Rugăciunea ne oferă putere, aș putea spune, exact cum Domnul Iisus Hristos primea putere de la Tatăl. Era în, cum spun eu, continuu într-o legătură. Având o legătură cu Tatăl, avea și puterea aceasta de a vindeca, de a propovădui Evanghelia, de a vorbi oamenilor. Și lucrul acesta îl întărea mult mai mult. Și bănuiesc, făcând așa o aplicație și la noi, dacă am rupe legătura, să spunem, cu Dumnezeu, ce fel de oameni am? Slab, neputincioși, răvlagă. La fel și Domnul Iisus avea această comuniune cu cerul, cu Tatăl. Așa este. Mulțumesc. Un alt aspect, poftiți. Când a venit în lumea noastră și a îmbrăcat haina noastră și identitatea noastră și așa cum spune Pavel în Filipeni, s-a dezgolit, dezbrăcat, procesul chenozei, Iisus a venit ca unul dintre noi. Exact. Pentru ca să nu aibă vreun avantaj, să nu aibă ceva ce omul n-ar putea să aibă. Că dacă avea ceva ce omul n-ar putea să aibă, nu era un exemplu pentru noi. Ei, Mântuitorul a venit și toată biruința lui nu a fost pentru că a fost Dumnezeu și Dumnezeire a ieșit în revles tot timpul, ci pentru că umanul, care e ca și al nostru, a ținut legătura cu Tatăl, această conexiune sau conectare la puterea Tatălui l-a făcut să știe planul pentru a doua zi, exact. Să știe cum să întâmpine ispitele și să primească putere în cele mai dificile situații în care a fost. De asta Mântuitorul este un exemplu de săvârșit pentru noi, iar cei care spun că
Da, dar știți, el a fost Dumnezeu. Da, nu s-a folosit de Dumnezeire în ceea ce privește biruința păcatului, ci în legătură cu Tatăl a căpătat puterea divină. Și aici e un lucru important. Așa este. Mulțumesc, foarte important gândul. De secretul misiunii lui Iisus a fost legătura cu Tatăl. Dependența de Tatăl, așa este. Și noi astăzi, noi spunem că putem face multe lucruri, dar fără legătura lui, cu Dumnezeu și statornic, nu așa formal, nu din când în când, ci, cum vedem la Domnul Hristos, dis de dimineață. Nici încă nu se lumina și el petrecea timp în rugăciune cu Tatăl. De ce? Ca să aibă și o confirmare la ceea ce făcea el, că este bine. Dacă eu astăzi fac ceea ce fac și n-am legătură cu Tatăl, cred că fac ceva bine sau fac ceva rău? Deci până nu am pecetea aceasta, asigurarea aceasta, că ceea ce fac este bine și din punct de vedere spiritual, trebuie să am o comunie strânsă cu Dumnezeul meu. Observați că toți evangheliști amintesc episodul acesta, și anume spune, petrecea nopți în rugăciune, adică un timp de calitate și un timp de lume. E important treaba aceasta. E un lucru practic pentru noi. Conexiunea cu cerul nu trebuie privită în așa fel încât trebuie să faci sacrificii enorme. Să te duci, nu știu, în ce pelerina, să faci nu știu ce cheltuiel și așa mai departe. Este dată o disciplină spirituală, rugăciunea, așa, în care sufletul deschis se conectează cu cerul. Și e la îndemâna oricui. De asta Mântuitorul când a venit, pentru că cei din vremea lui, mai mari religioși, complicase și aspectul acesta al rugăciunii, așa, care era o povară pentru cei care doreau să fie sinceri. Și Mântuitorul vine și rezolvă această problemă. Problema personală, a relației tale cu Dumnezeu, simplă. Și spunea Mântuitorul, intră unde? Nu, deiță, da. Mai e un lucru. Descongestionează-te, deschide inima și El este viu acolo. El te ascultă. Mulțumesc foarte mult. Frate, mai un lucru important, să nu devină și o obișnuință sau o rutină. Păi el nu făcea tocmai din asta, simțea nevoia. Corect, aici e problema. Simțea nevoia pentru lucrul care îl făcea, pentru ziua respectivă. Doamne, am nevoie de tine astăzi, pentru asta, pentru asta și pentru asta. E extraordinar treaba aceasta, adică să nu devină o formă, o rutină, un obicei. M-am gândit de multe ori, cum poate să fie o rutină rugăciune? E formal, adică te-ai pus repede la genunchi, ai spus câteva cuvinte și ai plecat la treburile tale. Deci poate să vină o rutină. Nu după nevoia care este sufletească. Și pe misiunea pe care o ai de îndeplinit, potrivit cu responsabilitate, cu chemarea pe care Dumnezeu ți-a adresat-o. Mă gândesc la faptul că dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, totul devine o rutină. E când ai o relație cu o persoană, nu, oricine ar fi, îți faci timp, sacrifici, adică nu ții cont de lucrurile acestea. Pentru că relația, într-o relație ca să fie bună, trebuie să sacrifici. Așa și cu și Domnul Iisus Hristos. Deci El întotdeauna avea timp de rugăciune. Și bănesc că și asta ar trebui și pentru noi astăzi. Ca într-adevăr să avem, să nu fie o rutină, trebuie într-adevăr să-L considerăm pe Domnul Iisus Hristos ca cel mai bun prieten al nostru și că noi să fim cei care să ne facem timp pentru a sta de vorbă cu El. Mulțumesc! Rugăciunea nu e o informare a celui atotputernic. Așa este. Ci este o deschidere a sufletului în care cele mai profunde nevoi sufletești sunt prezentate celui care poate să le rezolve. Aceasta este rugăciunea. Ea poate deveni formală când spunea cineva, îl suni de la un capăt al firului și nu mai aștepți să-ți dea răspuns. Da. Foarte important. Mai poate deveni formală și atunci când spui, Doamne, dă-mi aia, fă-mi aia, dragii mei. Deci în fiecare zi cer același lucru. Dar doar, Mântuitorul nu doar pentru el. Nu, corect. El cerea pentru ca să fie o binecuvântare și în învățătură și în acțiune. Următorul eveniment pe care ne-l raportează Marcu tot în capitolul 1 este întâlnirea dintre Mântuitorul și un lepros. Potrivit contextului timpului și la data aceea, cum era priviți leproșii? Și cum de omul acesta, în ciuda stigmatizării concetățenilor săi, el totuși se prinde de o portiță ca să se întâlnească cu Mântuitorul. Cum vedeți aspectul acesta al întâlnirii dintre Mântuitorul și cel lepros și ce se întâmplă? Vedeți, lepra era un păcat o boală grozavă la data aceea. Oamenii erau marginalizați, așa? Trebuia să meargă în afara cetății, aveau tabăra lor, erau priviți ca paria. În momentul când apăreau în mulțime, ei trebuia să aibă ceva care să sune pentru ca lumea să fugă de ei.
Deci vă dați seama, oamenii aceia erau condamnați la moarte, la nimic care să fie bun. Asta era societatea și religia la data aceea învățată de către mai mari. A venit Iisus și ca un șoc pentru ei s-a dus la omul ăsta. Și când ceilalți priveau îngroziți ce se întâmplă, o să ia lepra sau Mântuitorul merge liniștit, îl vindecă pe omul acesta și arată că puterea divină poate să facă lucruri mult mai mari decât acestea. Ei au rămas uimiți de lucrul ăsta. Fiecare om are o lepră. Este lepra păcatului. O lecție, așa este, o lecție aici. Noi încercăm să o acoperim, înțelegem cu tot felul de haine, știți? Dar ea iese, că lepra așa. Singurul remediu nu este poziția, nu sunt banii, nu influența, nu vița bună de familie sau așa, neamul din care vii, ci este vindecarea și eliberarea pe care o dă Iisus, credința în sângele Lui. Asta dă adevărata vindecare. Da. Mulțumesc. Ce alte gânduri mai spălirim la aspectul acesta? Care aveau, erau posedați de lepră, de boala aceasta, erau izolați. Așa. Dar în contextul acesta, aude despre Domnul Hristos și el. Așa cum era el izolat acolo. Aude că Domnul Hristos vine în zona aceea, face anumite lucrări acolo, predică Evanghelia, da? Oamenii sunt bucuroși, fericiți și dorea și el lucrul acesta. Ei, noi astăzi, ce facem cu oamenii aceștia care sunt izolați de păcat și de asta? Noi îi dăm la o parte. Nu ne apropiem de ei de teama aceasta, că se dusea și de noi de prea. Așa era teama aceea la oameni, da? Și mai e un lucru foarte important aici. Când Domnul Hristos merge la acest epros, da? Și pune mâna la pe tinge. El, la tinge, da? El trebuia să se spele, da? Și până seara spune că era trebuia să fie necurat. Necurăție ritualică, așa este. Dar Domnul Hristos nu face lucrul acesta. Nu. Și din contra, îi dă o poruncă acestui om și spune, du-te și te arată preotul și a aducea poruncii Moise. Adică e o învățătură așa aici. Cumva Mântuitorul a sfidat ceea ce a învățat în Vechiul Testament? Cine a declarat că un om e curat? Cineva datoria aceasta spune, omul ăsta e curat. Numai... Noi știm că în vechime preoții aveau dreptul acesta așa? De a da verdictul de a fi curat sau necurat și vedem că Domnul Iisus face referire la Moise. Mai exact face referire la legea sa. Noi știm așa, că în contextul de atunci farisei și cărturarii nu prea acceptau, nu acceptau legea și văzând lucrul acesta îi spune du-te, de ce să se ducă și să nu spună nimănui? Pentru că știi că ultima decizie o lua preotul și dacă spunea că Iisus m-a vindecat, adică Putea influența lucrul acesta. Deci Domnul Iisus a spus să nu spună. Câteva lecții spirituale din episodul acesta pentru noi și pentru cei care ne urmăresc. Primul lucru care vreau să-l subliniez este că acest sistem ceremonial era rânduit de Dumnezeu și avea scopul lui. Era bun la data aceea. Nu confundăm sistemul cu oamenii. Oamenii din sistem sau din organizație pot fi corupți. Da. Nu confundă. Preoții erau corupți la data aceea. Așa este. E adevărat sau nu? Da. Totuși Mântuitorul este foarte echilibrat și este foarte clar. E un sistem, e bun la momentul acesta, Dumnezeu l-a rânduit, El fiul de Dumnezeu, îl respect, duceți-vă și arătați-vă, chiar dacă ei sunt cum sunt. Asta nu înseamnă că dacă un om din sistem e corupt sau așa, înseamnă că sistemul nu-i bun. Monarhia. Da, corect. La vreme potrivită a fost corectă. Da? Dumnezeu a îngăduit-o. Oamenii nu au fost corecți. Asta înseamnă că la data aceea trebuia să desființăm totul. În Emanuel, Dumnezeu cu noi, un scriitor inspirat, în Hristos, Lumina Lumii, spune când Dumnezeu a văzut că sistemul acesta a Vechiului Testament nu mai face nimic, l-a desființat. Și noi știm, Iisus Hristos a venit prin crucea Lui și prin perdeaua, da, care e trupul Lui, a venit la realitatea lucrurilor care au fost văzute și au fost visate și au fost, cum să spun, profetizate. Deci și astăzi oamenii sunt la fel și o învățătură. Biserica este aceasta, ea lui Hristos. Oamenii sunt cum sunt. Da. Asta nu înseamnă că biserica nu este bună. Da. Nu e a lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Câteva gânduri de final pentru cei care aleg să ne urmărească sau să privească la această emisiune. Cu ce ați dori să rămână? Câteva lucruri, am subliniat foarte multe idei valoroase, dar să punctăm așa câteva gânduri practice din studiul acesta cu care să încheiem studiul de față. O zi din lucrarea publică din activitatea Domnului Hristos. În primul rând, că Domnul Iisus Hristos a vindecat, a avut milă, a avut compasiune și a dus lucrarea aceasta mai departe, bineînțeles, prin ucenici, adică i-a convins, ca și marnic, prin stilul său de viață și lucrul acesta bănesc că fiecare dintre noi ar trebui să o avem și noi la rândul nostru. Mulțumesc! Un alt gând? Poftiți, frate Gheorghiță. Deci, gânduri sunt mai multe de învățat, dar un lucru foarte important este, oricât de păcătos ai fi, în ce situație te-ai găsi și auzi chemarea divină făcută de Mântuitorul, să lași tot la o parte și să vii către El, căci la El găsești singura soluție de salvare și de mântuire. În altă parte n-ai să o găsești și în alte condiții nu o găsești decât la El. Mulțumesc, e un timp. Mulțumesc. O zi din viața lui Iisus, o zi din viața ta. Asta înseamnă să fii recunoscător față de Dumnezeu, cum a fost Iisus față de Tatăl. Doi, să ai un mesaj de transmis către cei care sunt în întuneric, veniți după mine. Doi, să trăiești acest mesaj. Patru, să respecti ceea ce Dumnezeu a spus. El a respectat sabatul, a respectat sistemul ceremonial. Și cel mai important lucru este legătura personală cu Dumnezeu. Această legătură ne va ține în vremurile de răstriște și de test ale caracterului nostru să stăm pe picioare. Asta înseamnă că o zi din viața noastră, cum a fost o zi din viața lui Iisus, trebuie să adunăm și să nu risipim. Mulțumesc foarte mult, dragii mei, pentru timpul petrecut împreună. Dragii mei, am ajuns la final și aș dori să reținem și următorul gând, și anume că Mântuitorul pentru fiecare dintre noi are dorința să ne curățească. Dacă și tu vrei să fii curățit, nu zăbovi, pentru că El pentru aceasta a venit nu doar să ne vindece de putințele ce se trupești, ci a venit să aducă vindecare spirituală, a venit să ne aducă mântuire, salvare și în special iertare și curățire de păcat. Lucrul acesta este valabil și pentru noi atât timp cât avem suflare în corpurile noastre și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să prețuim timpul acesta de har, să venim la El, să fim curățați pe deplin și să avem parte de ceea ce ne-a promis El. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și până data viitoare vă dorim numai bine!